România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi o să vorbim despre cât de mult ne dorim să muncim, dar și cât putem să o facem. Este posibil ca în perioada viitoare vârsta de pensionare să crească. Întâi opțional, treptat, încet, nu obligatoriu deodată, dar viața va spune altfel. Asta este esența a ceea ce auziți în spațiul public în ultimele zile. Dar înainte să vă explic de unde vine treaba asta. Vă povesteam ieri la rațiunea zilei despre faptul că Uniunea Europeană ne dă niște bani de redresare, așa numitul PNRR, planul de reziliență. Și că pentru banii aceia, ca să primim banii aceia, de fapt, trebuie să facem și noi câte ceva. O să vină bani de drumuri, de digitalizare, de împăduriri și încă multe altele, chiar și pentru niște spitale. Cam 29-30 de miliarde de euro. În schimb, Uniunea Europeană ne cere să ne reducem deficitul bugetar uriaș, adică vreo 9%, da? Cel de pensii implicit. O auzeați mai devreme pe doamna Turcan spunând că numai anul ăsta avem nevoie de 16,7 miliarde de lei în plus. Și pentru asta trebuie să facem câteva lucruri dureroase, da? Mă rog, altfel nu putem trăi. O să vă spun la ce s-ar putea angaja guvernul României, ce opțiuni sunt discutate, cel puțin în materia pensiilor, da? Sau mai curând, ce i s-a pus în vedere. Odată ar fi vorba despre înghețarea pensiilor la actualul nivel. Știți că sunt programate niște măriri. Apoi, eliminarea pensionării anticipate. Vorbim și de schimbarea modului de calcul al pensiei, dar și despre ce ne interesează cel mai tare astăzi, și anume că treptat va fi mărită vârsta minimă de pensionare. Până prin 2035 se va face tranziția asta. Asta ar însemna că în loc de 65 de ani, cât e astăzi la bărbați, ar putea fi 70. Încă o dată, cifrele nu s-au anunțate și nu sunt discutate. Cine știe, poate în interiorul unor cabinete, da? Iar la femei, în loc de 63, să fie 67-68. Cam asta ne cere Uniunea Europeană, cam asta s-ar putea trece în PNRR-ul ăsta, dar atenție, nu e vorba de ce ne cere Uniunea Europeană, ci de ceea ce ar trebui să facem noi. În locul acestor cereri, condiții, vom primi un munte de bogăție care s-ar putea să ne impulsioneze economic, să trăim mai bine. Ca să fim onești până la capăt, asta nu înseamnă că, cum să spun, trebuie să vină cineva din afară să ne pună să facem lucrurile astea. Astea sunt măsuri viabile ca bugetul să nu se prăbușească. Ar mai fi unele, dar ele sunt nepopulare. Vorbesc aici de mărirea taxelor, a impozitelor, scoaterea la suprafață a unor imense zone gri din România, din economia noastră. Și toate se întâmplă pentru că în România, în curând, se vor întâlni două curente demografice de sens contrar. Este vorba de ieșirea la pensie a celei mai mari generații din istoria noastră, decreței, concomitent cu micșorarea dramatică a populației. Așa, ca să nu vă mire că prin 2050 am putea fi doar 15 milioane de locuitori pe aici și că raportul dintre oameni activi și cei aflați în întreținere, adică și pensionari și copii, să fie de 1 la 9. Asta arată cel mai pesimist dintre rapoartele pe care le-am citit. Asta e situația din viitor, dar dezechilibrul este deja aici. El numără, spuneam mai devreme, 16,7 miliarde de lei pe care anul acesta bugetul de stat îi ia sau îi dă, de fapt, la pensii, da? Și ca să poată să plătească pensiile alea mici care sunt acolo, majoritatea mici. Bruma noastră de dezvoltare, vedeți, asta se întâmplă, nu contribuie la valoare adăugată pentru țara asta, ci contribuie la supraviețuire. Deci noi muncim foarte tare ca să supraviețuim. Acum, domnul Barna a fost mai direct decât doamna Turcan și a legat vârsta de pensionare de speranța de viață. Asta se întâmplă deja în multe state europene, nu numai la noi. Îmbătrânim cu toții, tot continentul. Nu prea facem copii. La noi speranța de viață e de 76 de ani. Iar dacă ar fi să muncim până la 70, ne mai rămân 6. Da. Este nepopular, e adevărat. De asta o să-i vedeți pe miniștrii fugind
și nedeclarând lucruri foarte mari, dar o să-i auziți și pe cei din opoziție vorbind despre o nenorocire care s-ar putea întâmpla. Nu e nicio nenorocire, asta e realitatea, cruntul adevăr. Așa se va desfășura viața noastră de acum încolo și asta va fi o problemă din ce în ce mai presantă. Așadar, ce facem? Da? Sau mai bine să vă întreb astăzi, de fapt, cum vă simțiți în fața acestei perspective? 0372069599, îl repet, 0372069599. Sunteți pregătiți să munciți până la 70 de ani? Cât de eficient este un angajat trecut de 65 de ani, dacă ești patron, angajator? Mă rog, poate chiar ești în activitate. Și, până la urmă, puteți să ne spuneți, oameni buni, ce alte măsuri ar trebui să însoțească această propunere? Așadar, vă țin balamalele până la 70 de ani sau facem și altceva? 0372069599, România în direct, astăzi se deschide cu Ciprian. Salutare! Vă salut! Vă salut! Eu nu o să dau soluții, o să pun doar întrebări. Întrebări poate fără răspuns. Ia! Cât dintre cei peste 50 de ani se angajează, să spunem, ușor? Luând în calcul ca o specializare, fie că sunt... Adică dacă își găsesc loc de muncă? Da, ușor, dar ușor, subliniez. Nu știu să spun, probabil că greu, dar... Părerea mea... destul de greu. Părerea mea, destul de greu. Pe de altă parte, cum să zic, economia va mai și prospera, va mai merge, locuri de muncă se vor crea, pentru că dacă așa mergem în sărăcie, na. Cum să zic? Nu contest, nu sunt pesimist în sensul ăsta, dar eu văd un lucru real în momentul de față. Da, văd un lucru real la părinții mei și tot așa. Legat de faptul că după, hai să poate nu 50 de ani, dar după 60 de ani, realist vorbind, un om nu mai poate să lucreze la fel. Okay. Și toată, să spunem așa, masa patronală din România ar trebui să realizeze și, băi, uite, hai să putem să integrăm pe oamenii ăștia să facă ceva, să aducă un plus valoare, luând în calcul posibilitatea lor de a munci. Mm-hmm. Și? Ce urmează? Adică, tu cum vezi lucrurile? Câți ani ai, de fapt? 35 de ani, de-abia. 35. Da, sincer, spun, mă gândesc cu groază la pensie și o le spun alor mei, nu mai apucă pensia. Păi da. La modul cel mai deschis să-ți spun. Da, da? Eu n-aș pentru gândi că așa. Ideea în sine de a ieși la pensie la 70 de ani, luând în calcul actualul sistem, nu știu ce va fi. Mm-hmm. Sperăm la mai bine, evident lucrul acesta, dar dacă luăm în calcul actualul sistem de muncă, să-i spunem așa, fie că discutăm de stat, fie că discutăm de privat, șansele ca un om să mai fie la fel de productiv la o vârstă de plus 60 sunt mult mai mici. Dacă are guvernanții trebuie să gândească... Poftim? Așa. Ce și trebuie guvernanții să... cred că trebuie să gândească și la lucrurile acestea, la lucruri sigur reale. Sigur că se gândesc, sau mă rog, sperăm că se gândesc. Dar cum, ce ar trebui să facă guvernanții? Adică cum ar trebui să fie? Există, cum probabil au existat la un moment dat și probabil încă mai există facilități fiscale pentru cei care, nu știu, angajează oameni de peste 60 de ani sau peste o anumită vârstă, dar reale și să nu se beneficieze, să spunem așa, ok, angajez special pe cineva peste 60 de ani doar ca să am acea facilitate fiscală. Da. Îți mulțumesc, Ciprian. Doamna ministru al muncii, doamna Turcan, spune într-o declarație, într-un interviu pe care l-a făcut colega mea, Anca Grădinaru, mai devreme, îl găsiți pe site, pe europafm.ro. Uite, și ăsta e un adevăr, că dacă nu schimbăm ceva în sistemul ăsta de pensii, în realitate o să plătim niște pensii, da, se va chinui statul, se va împrumuta, dar pensiile alea or să fie atât de mici încât puterea lor de cumpărare va fi, cum ar fi astăzi, 500 de lei, da? Înțelegeți? Despre asta e vorba. Adică, bun, domnule, nu ieșim la 70, nu oprim ce avem de oprit, plătim niște pensii, așa, ne facem că le plătim. Iulian, salutare! Poți munci până la 70 de ani? Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor. Nu, nu vei putea munci până la 70 de ani. Aș vrea să vă rog să-mi acordați un minut, două, să vă spun câteva lucruri și care pot fi verificate de dumneavoastră și ascultători. Pe site-ul Institutului Național de Statistică există statistica clară în România a pensionarilor, a angajaților, toate chestiile astea. În momentul de față,
Eu vă spun că am verificat mai de mult acest lucru. Numărul pensionarilor, numai angajaților, este cu mult mai mare decât numărul pensionarilor. În acei număr de pensionari, dacă vă uitați cu atenție, numărul pensionarilor este undeva la 4 milioane. Restul din acei care spun ei la televizor că sunt pensionari, sunt asistați sociali. Pentru că o minte luminată a gândit ca din fondurile de pensie să fie plătit și asistenții sociali. Ce numești asistat social? Poftiți? Ce numești asistat social? Cei care primesc banii, care nu muncesc și primesc banii pe acasă. Nu fac nimic și primesc niște bani. Cine sunt oamenii ăștia? Că am așa o vagă care idee că... Dacă te nu, dacă te referi la cei cu venitul minim garantat, da, da, acolo, sunt vreo 300 de mii de oameni. Adică nu cred că la cei te referi. Poate te referi la pensii pe caz de boală, poate te referi la niște pensionări anticipate. Nu iau pe cei cu pensii în caz de boală și chestii de genul acesta. Aș vrea să continui să vă mai spun o chestie. În momentul când s-a făcut acea lege a pensiilor și acea lege a salarizării, ele au fost colerate și gândite pentru a merge împreună. În momentul în care ai oprit o lege a salarizării și n-ai mai vrut să mai mergi mai departe cu ea, pentru că asta este scopul, ai oprit și creșterile de pensii. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care la 1 ianuarie 2021 n-am crescut nimic. Se poate verifica. Suntem singura țară a Uniunii Europene. Lucrul acesta se întâmplă de fiecare dată. În altă ordine de idei, vreau să spun cu mâna pe inimă că toți din actualul guvern mint. Salariile din România, banii care se adună din salariile din România din momentul de față, sunt aproape suficienți în a acorda pensiile oamenilor. Scopul lor final este de a duce vârsta de pensionare undeva unde nimeni nu va mai putea să ajungă să-și ia acei bani. Eu, dumneavoastră, contribuim, toată lumea contribuim la sistemul de pensii, dar nu mai putem cum să lucrăm sunt până suficienți? Adică, cum adică sunt suficienți? Adică, deci, știi cum sunt suficienți? Știu ce vrei să spui. Tu, uite... din salarii pentru da. Contribuțiile noastre la contribuțiile noastre sociale ajung pentru plata pensiilor în România. Acum ți-a spus doamna Turcan că doamna... pentru contribuții sociale, pe lângă contribuțiile sociale, se mai adaugă încă 16 miliarde de lei. Și îți mai spun eu că toți banii din taxe și impozite din România care se strâng în proporție de 95% se duc pe plata pensiilor și a salariilor din aparatul de stat. 95% din toți banii pe care îi strânge statul ăsta. Bine informat, eu am alte informații pe care nu le putem contrazice acum. Dar... eu îți pun mâna în foc pentru aceste informații. Sunt informațiile cu care operează statul român. Da. În aceeași ordine de idei, vorbind de pensii, doamna Raluca Țurcan a afirmat pe un post, posturile de televiziune, că încă suntem la nivel de dosar cu șină. O altă minciună. De ani de zile, dacă vă duceți dumneavoastră la casa de pensie a sectorului în care aparțineți și vă solicitați să vi se dea o adeverință cu toate contribuțiile noastre de când ați lucrat din prima zi, eu vă spun că acea adeverință poate fi eliberată în 5 minute. Da, asta s-ar putea să fie în București, s-ar putea să fie în alte părți, adică... Am solicitat la altă casă de pensie să-mi văd și eu niște contribuții date și le-am primit fără niciun fel de probleme. Concluzia acestei intervenții fiind că ce? Concluzia acestei intervenții este că nu pot să lucrez până la 70 de ani. Nu pot să forțez pe cineva să lucreze până la 67 de ani. Și la 65 de ani este o vârstă destul de înaintată. Ok. Și cum ar trebui să procedăm când este evident că peste 15 ani vom fi mult mai mulți sau vor fi mult mai mulți cei care nu muncesc decât cei care muncesc? Eu zic că singura soluție este de a face ceva pentru ca acei oameni care ne pleacă din țară să rămână să muncească în această țară. Și ca să faci acest lucru, nu poți să faci decât dacă un patron este de acord să plătească niște salarii decente poporului român. Nu știu dacă cineva, dacă domnul premier Câțu vă poate răspunde la întrebarea asta. Este vreo țară a Uniunii Europene care a primit directivă de la Bruxelles să nu mai crească veniturile în țara respectivă? Să ne nu spune și nouă dacă aici e mi se pare că... Știți cum e cu emisiunea asta? Nu e ca la aur. Adică, da. Când veniți cu sloganul, veniți și cu două, trei informații după el. Pentru că nu merge chestiunea asta că a primit ordin de la Bruxelles să nu crească veniturile românilor. Dacă îmi găsiți pe undeva scris chestiunea asta, trimiteți-mi pe
Așa au spus, că și-au luat angajamentul. Cine așa au spus? Să numărească veniturile românilor? Așa a spus cineva? Unde? Unde ați citit în presă? Ia, trimiteți-mi mie să vedem care politician român sau european a zis ne luăm angajamentul să nu mai crească veniturile românilor. Planul Național de Redresare și Reziliență, păi... așa și-au luat angajamentul. Da, uite, nu și-au luat acest angajament să nu crească veniturile oamenilor. Ceea ce este o minciună. Vă mulțumesc tare mult. Își pot lua alte angajamente și am să vi le spun. Unul, vi l-am spus mai devreme. Să nu crească pensiile, să fie înghețate. Să fie înghețate salariile bugetarilor, ceea ce se întâmplă și în acest an. Și atenție, încă o dată, nu este dat un dat de la Dumnezeu așa că astea trebuie să se umfle ca aluatul. Da? Noi nu avem banii ăștia. 9% este deficitul bugetar în România, adică trebuie să aducem niște bani de undeva să ne împrumutăm în toată povestea asta, da? Irina, salutare! Ești pregătită să muncești până aproape de 70 de ani? Nu sunt pregătită și nu cred că aș face față și psihic să muncesc până la vârsta pe care ați spus-o. Da, aici nu va fi obligatoriu încă, dar viața ne va împinge. Da. Sunt persoane care nu vor să iasă la pensie, deși ar putea să fie, să lase locul pentru alții, care sunt mai tineri și poate nu au un loc de muncă. La aceasta v-ați gândit? Nu m-am gândit, adică s-ar putea să fie niște chestiuni specifice. Nu-mi dau seama în momentul ăsta, adică... specifice, într-adevăr, dar un loc căldut nu se părăsește ușor. Și bine plătit. Ok. Da, e posibil, dar dă-ne un exemplu, adică să știu unde te gândești, că nu-mi dau seama. Da, nu pot să vă dau un exemplu. Sunt, într-adevăr, particulare. Mm-hmm. Mă gândesc că dacă ar stimula pe cei tineri să muncească, să-și găsească locuri de muncă, să aibă locuri de muncă care să aducă un plus de valoare, să munca lor să aducă un plus de valoare, atunci poate s-ar putea câștiga mai mult și aduce bani mai mult la bugetul de stat decât muncind vârstnicii. Da, dar cu tinerii e o problemă, că în viitor n-or să mai fie atât de mulți și acum România are un deficit de forță de muncă. Îi mai trebuie oameni care să muncească, adică s-ar putea crea mult mai multe locuri de muncă și cred că oricât ne-am opune, cum să zic, nu avem de unde să aducem alții. Adică, mă rog, avem de unde, dar asta e altă dezbatere. Putem să aducem și alți locuitori în România. Nu este adevărat, fiindcă oamenii de la țară, în primul rând, că nu au fost educați și școliți ca să poată fi utilizați pe piața muncii. Sunt destul de mulți care nu cred că sunt angajați. Ok. Sunt foarte mulți cei care au plecat peste hotare, fiindcă nu au fost mulțumiți pe ceea ce li se oferea în țară. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Și vor veni aici și vor fi o presiune suplimentară. Dar vor veni la pensie, posibil, cu pensii acordate de statele unde au lucrat. Unii dintre ei da, alții dintre ei nu, că acolo nu e pentru toată lumea la fel. Depinde cum te-ai angajat și cum ai muncit. Exact. Ce dar spui tu? Și din cei care s-au gândit să obțină o pensie de la statul unde au lucrat. Asta s-ar putea să fie o binefacere pentru noi. Bun, și tu cum vezi rezolvarea acestei chestiuni? O politică de dezvoltare e bine gândită. Asta pentru face... ca munca să aducă un plus de valoare la bugetul de stat. Nu să ne facem că muncim, nu să ne... Asta e o foarte bună observație. Îți mulțumesc tare mult, Irina. Te mai aștept. Știi de ce e o bună observație? Pentru că, într-adevăr, România trebuie să-și schimbe modelul de a face afaceri sau modelul de a munci. România trebuie să intre în acea zonă în care face valoare adăugată, produse bune și care aduc bani mai mulți, nu doar să livreze
brațe de muncă pentru subansamble, pentru agricultură și chestiuni de genul acesta. Banii pe care ni-i dă în schimbul acestor condiții Uniunea Europeană ar putea să fie folosiți tocmai la asta, să mai facem o treaptă așa ca societate, ca nație, adică să generăm dezvoltare mai bună, să facem și noi produse mai deștepte, să aducem bani mai mulți și poate ne va fi mai ușor cu problema asta. Ilona, salutare! Ce vârstă ai? Bună ziua, domnul Cătălin Hristos Aviat, cum vreți să mai zicem acum, să ne salutăm. Deci, nu știu când a crescut speranța de viață în România, după vaccinare probabil, sau când, că nu prea... Zis, nu e 76, e 75, cât am greșit. Așa, da, poftiți? Cât e speranța de viață, unde am greșit? Nu, când a crescut? Noi nu am simțit, probabil după vaccinare. Spun guvernanții noștri că a crescut speranța de viață și să muncim mai mult. Păi e probabil că o să murim la muncă, mă gândesc. Vorbeam de soluții, că filozofia n-are rost să facem. Se știe că aparatul bugetar este supraîncărcat. Deja tot am sperat că se face reformă și că se vor elimina acele pensii speciale. Deja după venirea PNL-ului a mai crescut aparatul bugetar cu încă vreo 14.000 de bugetari. Asta e informația din emisiunea lui Pătraru. Sper să fie corectă și exactă. De obicei are... Da, e posibil. Ei nu că le iau apărarea. Mai departe. În pandemie au fost făcute niște angajări, parte din plusul ăla e acolo. Ele, să zicem, justificate. Da, ok. Mergem mai departe. Bun, acum sunt pandemie. Sistemul oricum este foarte încărcat. Cu niște salarii, discutam altă dată, media salariului în sistemul bugetar, salariul mediu este de 7.000 de lei, în privat este 4.000 de lei. Contribuțiile, este clar că nu vor ajunge pentru sistem, adăugăm la asta pensionarii. Care-i soluția? Dacă vom face reformă în aparatul bugetar, acești oameni se vor întoarce în sistemul privat, unde avem un mare gol. Statul trebuie... Deci, salariul minim, a mări salariul minim, absolut nu este o soluție. Deci, pentru stat, asta este soluția de a mări aportul la buget prin taxare. Nu asta este soluția. Dacă nu vor relaxa impozitarea pe muncă, da, 42% din salariul, statul nu muncește cot la cot cu angajatul. De relaxarea impozitării, pentru că statul încurajează, domnul Cătălin, evaziunea. Știți cât sunt, știți cu ce se confruntă firmele private? Deci în România există de treabă și nu mai avem cu cine. Din 6 oameni, mai am 2 oameni. Pleacă și lucrează la negru. Nu mai vor salarii pe cartea de muncă. Interesează banul în mână. Au spus, știți ce-mi spun? Dar noi mai prindem pensia, în mână este important. Acum am ajuns în situația aceea în care dorești să le faci salarii pe cartea de muncă și te duci și muncesc, pleacă singur pe cont propriu. Deci evaziune la toate nivelurile, firmele nu, deci, deși am putea produce, nu avem cu cine, da? Și automat statul ar trebui să profite de pandemia asta, ce s-a întâmplat acum, că au venit în țară, domnul Cătălin, o relaxare ar însemna o mai mare cotizare, omul intră în legalitate. Bun, pentru deci cine n-are firmă, pentru cine n-are firmă, explică tu, Ilona, pentru cine n-are firmă, banii sunt așa. Deci dacă la 1000 de lei pe care îi plătește, îi dai unui angajat, trebuie să mai dai la stat vreo 700, da, ca să înțeleagă toată lumea. Cea mai mare parte din aia 700 se duc exact aici la pensii și la sănătate, dar ei tot nu sunt de ajuns statului, adică statul din bănuții ăștia nu se descurcă. Păi știți ce? Deci, cea mai mare chestie bună care a făcut-o PSD-ul a fost să introducă impozitele, da, în salariul angajatului, să vadă angajatul câți bani de fapt dă la stat, da. Că trebuie să aibă pretenții, dar, da, la statul român. Dar îl interesează? Statul român de acei bani nu oferă servicii. Fii atentă, Ilona, el vede banul și îl interesează, adică știe că e banul lui? Adică... Păi, tocmai, asta îl face să conștientizeze că el este casat de statul român, dar nu primește servicii de banii ăia. Și atunci, automat, îl direcționează spre evaziune pe omul de rând. Deci, atenție, nu pe angajator. Omul de rând este plină piața de liberi profesioniști. Dar ei sunt netaxați. O altă greșeală care s-a făcut. Contul unic pe care l-a inventat PSD-ul. Vă aduceți aminte? Cotizam pensii, ajutor de șomaj. S-a făcut o găleată mare în care s-a băgat mâna până la cot.
că să nu uităm că și statul a furat cât a putut și a făcut dezmăț pe banul public și s-a profitat de banul public prin licitații, știi, nu intrăm aici în amănunte. Și acolo este o problemă. Și automat, dacă lucrurile astea nu se, cum să vă zic, din toate părțile se rezolvă problema, domnul Cătălin, și automat scoatem pensiile speciale și le reglementăm să fie pensiile plătite pe sistemul contributivității. Este cea mai mare prostie să mărești vârsta de pensionare. Da. Ce productivitate, ce rentabilitate poate să aibă o firmă cu un om care îi tremură mâna? Nu mai vezi, nu mai auzi, da, bol profesional. Trebuie să fii nebun. Știi că în București deja sunt magazine la care vezi niște domni sau doamne mai în vârstă și sunt casieri acolo și viața te împinge mai departe, că n-ai ce să faci. Când o să fim cu toții bătrâni, Ilona, ce să facem? Va trebui domnul să muncim, să ne administrăm, nu? Deci, credeți-mă, ăia care stau pe acolo săracii, ori au vreo, ori au, eu zic și eu, un copil are o firmă și nu mai are angajat și stă părintele sau așa, nu o să vedem un angajat de vârsta aceea decât poate pe la bugetul de este sinecură, credeți-mă. S-au mărit salariile la buget, știți cât au dat șpagă, cât au plecat din sistemul privat în sistemul de stat. Haideți să digitalizăm, haideți să reducem. Deci dacă nu asta reducem aparatul bugetar, gândiți-vă că se întorc în sistemul de privat jumătate din ei. Nu fac acum emisiune. Ilona, mulțumesc mult. Nu astăzi emisiunea despre aparatul bugetar. Azi v-am arătat care-i treaba cu pensiile, da? În același PNRR este cuprinsă și o chestiune legată de aparatul bugetar. Ei zic reforma aparatului bugetar. Cum nu o să taie nimeni în perioada viitoare salariile aparatului bugetar, atunci să știți că se vor întâmpla alte lucruri acolo. Adică unii oameni își vor pierde locul de muncă. Desigur, dacă actuala putere este destul de curajoasă să facă lucrurile astea, sau poate nu vor să-i păcălească pe cei de la Bruxelles. Ăla-i pasul 2. Și sigur că atunci când vorbim de rezistența sistemului de pensii, ne trebuie o serie de măsuri, da, adică cheltuieli mai mici în aparatul bugetar, scoaterea la suprafața economiei gri, depășirea zonei astea de evaziune fiscală, cum zicea mai devreme Ilona, e un pachet întreg de măsuri. Astăzi v-am întrebat însă cum priviți voi și această posibilă, care va veni întâi treptat, opțional, măsură, care zică, domnule, hai să muncim mai mult, că nu mai are cine. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Dan? Alo? Salut, te ascult. Cătălin? Salut. Da. Cred că întrebarea ta prima era câți ani am, 47 de ani. Mm-hmm. Și a doua întrebare pe care am reținut-o este dacă aș lucra până la 70 de ani. Da. Nu știu să dau un răspuns clar, dar dacă voi fi nevoit, o voi face. Ce cred că întrebarea care ar trebui pusă este câți români ar lucra până la 70 de ani? Deocamdată ești primul. Aici am un dubiu. Ești primul dintr-o listă de 5 ascultători, nu 6, care au intrat în direct la România în direct. Da. Da. Adică ne-am luat. Deci, deocamdată asta e viața. Dar de ce crezi că nu vrea lumea să lucreze până la vârsta aia? Ce crezi că vrea să facă? Eu cred că primul lucru la care mă gândesc este că românul în general este short term oriented, sau cu alte cuvinte gândește pe termen scurt. Nu își pune problema pe termen lung de adevărat. E și o chestiune de educație. Ai auzit-o mai devreme pe Ilona, care era 4 ani și spunea, doamne, pleacă omul că ia mai mult în mână la negru și e mai mulțumit acum. E burta plină. Dar când o să aibă 65 de ani, ce o să facă? Asta se vede și în comportamentul de economisire și în altfel de comportamente pe care românii le au, dar străinii sau cei din Europa de Vest le au diferit. Vorbeam despre dezvoltarea României, sau tu spuneai ceva mai devreme despre ca România să se îndrepte, să aibă o politică de stat pe termen lung, în care îndrepte România de la produse și servicii cu valoare adăugată mică la produse și servicii cu valoare adăugată mare. Ei, dar treaba asta nu se întâmplă peste noapte, ai nevoie de măcar o generație ca să ajungi acolo și trebuie să începi din mai multe puncte. Primul ar fi sistemul de învățământ, care produce în continuare la fel cum produce și acum 30 de ani,
nu ține cont de ce se întâmplă pe piața muncii și nici nu, dar mai ales nu ține cont de ce ar trebui să se întâmple peste 20-30 de ani. Sistemul de învățământ ar trebui să pregătească viitorii oameni de peste 20-30 de ani. Corect, și ar trebui să nu învețe... Nu există o viziune aici. Da. Eu nu am auzit pe nimeni să spună treaba asta. E, îi mai auziți pe câte unul, mai rar, îi mai auziți pe unii, pe alții, îi mai auziți pe experții pe care mai... Că... Un politician să spună, dar știi cum e, la multe lucruri de genul ăsta vor fi luați cu furca. Acum uite cum va fi Barna luat cu furca, că e primul care vorbește despre treaba asta. Pentru că Barna a venit și a spus, spre deosebire de alți miniștri, domnule, trebuie să facem ceva. Asta a zis el și lumea a zis că așa în acest program... A dat-o așa de soft și de ușurel... Are curaj, ești primul în această emisiune care spune... Ești primul în această emisiune care spune, domnule, eu voi munci până la 70 de ani, că până la urmă pentru mine muncesc. Da, eu am ascultat întrebarea asta și m-am gândit dacă aș face treaba asta, dar pe urmă mi-am venit în cap un exemplu. Ia. Bunicul meu la 72 de ani, se întâmpla asta în 94, când avea 72 de ani, l-ajutam vara când eram student la să strângă, la munca câmpului. Da. El punea doi baloți de paie de grâu în căruță, eu puneam unul. Da. Și el avea 72 de ani. Și muncea, n-avea nicio treabă, muncea mai mult decât mine. Da. Și atunci mă gândesc că, am avut un exemplu de ăsta, poate am fost norocos, dar asta a fost referința mea, când m-am gândit la ce răspuns să-ți dau ție. Da, e adevărat că pentru cei mai din vechime erau oameni mai tari. Îți mulțumesc tare mult, Dane. 0372069599 sună în continuu, o să vă rog să aveți răbdare și pentru că lucrurile astea despre care vorbim astăzi se vor întâmpla și vor veni și la nivel de semnături zilele următoare, o să vă spun că repetăm dezbaterea asta pentru că este cea mai mare problemă a generației mele, a generației voastre, a celor care au între 35 și, 50 de ani în momentul ăsta, e cea mai mare problemă cu care ne confruntăm, pentru că avem de făcut niște alegeri care ar putea să însemne sărăcie sau situația de astăzi sau ceva mai multă bunăstare. Ștefan, ești la România în direct. Salut! Uite, am 27 de ani, mă auzi? Te ascult. Așa, am 27 de ani, sunt în câmpul muncii de aproape 8 ani. Și vreau să zic că așa? Am lucrat cu oameni în pensie. Deci în pensie ei veneau la lucru, să-și facă un ban în plus. Așa că nu m-aș mira să accepte anumiți oameni care sunt mai harnici și care și-or respecta viața și sănătatea să poată fie capabil să muncească. Ce faci? Adică ce afacere ai? Ce servicii livrezi de poți lucra cu oameni de vârsta asta? Lucram într-o fabricuță mică de injecții mase plastice. Ambalam chestii în pungi. Mm-hmm. Am înțeles. Și sunt eficienți? Adică un om la vârsta asta îți livrează ceea ce ai tu nevoie? Îți dai seama că se plângea de spate că nu care cutii și că eram noi ăștia mai tineri. Da. Dar de caz de forță majoră punea și el mâna pe cutie. Am înțeles. Cum te vezi tu astfel astăzi, la 27 de ani, în perspectiva în care peste 40 de ani lucrurile vor fi atât de mult schimbate? Cum îți închipui tu momentul acela? Sau e important pentru tine? Păi, sincer, dacă o să fiu sănătos, o să muncesc, că până la urmă asta te ține în viață. Știi? Am stat să mă gândesc un pic înainte de emisiune... Și dintr-o educație pe care o vedem noi, așa și ni s-a spus ani de zile, noi înțelegem viața așa, că avem o parte din ea în care ne dezvoltăm, după care muncim, după care ajungem la o vârstă înaintată, 67-70, și acolo ne spune, te vei odihni, acolo te odihnești, societatea are grijă de tine și tu vei fi așa, vei fi ținut ca pe braț. Asta ni se spune. Doamne, și o să primești niște bani, nu o să mai poți munci și te odihnești. Acum... Lucian, în secolul... Da, mi se pare că ni s-a spus că viața este după vârsta de 67 de ani, știi? Scuze, s-a întrerupt, mă auzi? Spuneam așa că viața, ni s-a spus tot timpul că viața este după vârsta de 67 de ani, că de acolo ne odihnim și o să fie bine. Ori viața se întâmplă și astăzi. Da.
Da, hai să fim serioși. Dacă nu muncești, nu ai, indiferent cum o pui. Și eu mă aștept să mor și după moarte să muncesc, nu crezi? Ești de-ai mei. Da. Și mie îmi plac oamenii ăștia. Deci nu te deranjează nicio reformă politică din asta. Va trebui să-ți trimit... Adică hai să fim serioși. Să o luăm pe partea religioasă. Sfinții care au murit în chinuri. Nu s-au dus în partea cealaltă și ne ajută pe noi acum aici? Tot lucrează, da. Dom'le, o abordare extraordinară. N-am mai trăit până acum abordarea asta. Dom'le, îți mulțumesc pentru încredere și perspectivă. Spor la treabă. Spor la treabă. Ștefan a fost simpatic. Omul o să muncească toată viața lui, dar acum are 27. Ștefane, știi cum e? Cine ne ascultă în momentul ăsta o să zică: ei, las că vezi tu când o să te doară șalele. Adrian, salut, ești la România în direct. Câți ani ai, omule? Bună ziua! Am 36 de ani și ați ca ridicat mingea la fel acum cu o să vă doară șalele, că eu sunt medic. Așa. Mi-a servit, dar știți de ce? Că mă gândesc așa și exact asta avem în minte, că... E drept, cum s-au gândit ei, într-adevăr, că da, ok, crește încet încet și probabil că o să mai crească speranța de viață, doar că calitatea vieții, atunci când viața se extinde, nu o să mai aibă, nu o să fie de calitatea anilor din tinerețe, sau să zicem, sau de la o vârstă medie. Adică, practic, mizăm pe o extindere, cum să spun eu, cu 5, 10, 15 ani, cât o fi acum, oricât de optimiști am fi. Și atunci ce o să facem? O să creștem și vârsta de pensionare la 65, 70, 75 de ani, unde ne oprim? Adică vreau să zic că relația nu este una liniară. E adevărat. E adevărat. Și într-adevăr, deși o să trăim mai mult, s-ar putea să nu fie cei mai buni ani, dar o să mai introduc un element în ecuație, care e absolut fantastic pentru nivelul nostru. Nu uita că atunci când și tu vei fi la pensie sau spre pensie, vor fi atâtea mașini care vor munci în locul nostru niște lucruri, încât s-ar putea să schimbe multe realități sociale. S-ar putea... Asta m-am gândit. Asta este încă un lucru cu care mă mai gândeam, pentru că practic noi trăim acum într-o revoluție informațională, tehnologică. Practic, copiii noștri sau cei care au deja copii o să-și vadă copiii când o să fie de vârsta noastră, trăind într-un alt context social, economic, cultural și așa mai departe. Și cred că mai degrabă ne gândim ce mă gândesc eu pentru mine. Cum o să pot eu la 60 și ceva de ani, să zic, să mă recalific? Sau poate o să fie mai devreme de lucru ăsta, o să fie nevoie de el mai devreme. Din timp, populația de atunci, pe care noi mizăm că va genera venit, ca să aibă nici pensiile respective să fie plătite, o să poată să facă genul ăla de recalificări? Când eu mă gândesc la mine în spital, cum sunt o grămadă de... Practic noi tăiem pădurea cu unghiera în momentul de față. Dacă ne eficientizăm munca, ca asta ne dorim toți, să avem practic un mecanism mai performant, o să fim în stare să ne recalificăm atât de mulți, sunt multe profesii atât de specializate, unele de nișă, unde oamenii de acolo nu se poate să se recalifice. Apropo de soluții, mie mi s-ar părea mai eficient ca statul să se gândească în mod realist și nu doar la nivel de proiecție, la o soluție realistă de a face, de a crește natalitatea. Acum, cred că cei mai mulți de vârsta mea, poate nu cei mai mulți, dar destul de mulți, vorbesc de prieteni, cunoștințe de ale mele, sunt foarte concentrați pe carieră și nu mai apucă și de înțeles. Uite, îți fac o promisiune. Îți fac o promisiune, Adrian. Subiectul acesta, în toamnă, demografiei, sau mă rog, câți copii mai faci, Adrian, vom face o lună de zile la Deșteptarea României despre cum se împuținează nația asta și ce soluții am putea avea la îndemână. La toamnă, când Deșteptarea României o să revină, o lună de zile discutăm despre chestiunea asta. Și știu, dar uite, răspunsul e la tine. Câți copii ai? Dacă mă întrebați, peste câteva luni o să fie unul, dacă toate lucrurile merg bine, dar mie mi se pare târziu, că la 36 de ani să ajung, să zic așa, din urmă, colegi de-ai mei care poate n-au avut meseria atât de pretențioață. Adică asta vreau să spun, cu cred că este calificarea pe care toți ne dorim, se reduc pretențiile astea în a avea copii. Dacă ai un copil, poate te declar mulțumit. Dar iară, suntem doi adulți care facem un copil, ar trebui să fim măcar... Corect. Doi adulți care fac doi copii ca să păstrăm. Știi cum se leagă lucrurile? Ești parte din boom-ul demografic. Înregistrăm un boom demografic după pandemie,
anul ăsta se vor naște cei mai mulți copii din ultimii ani, pentru că ați stat mai mult acasă. Asta vă dă o speranță și... Eu chiar am plecat, chiar lucrez în ramura medicinei care a fost torționată, vreau să pot să zic, în perioada asta, da? Dar e o coincidență, pur și simplu. Da, statistic așa, nu spun că nu. Și poate că ar fi bine și ca subiectele astea gri, cum le numeați mai devreme, pentru că sunt incomode, să fie totuși atacate. Poate cu mai mult curaj, chiar dacă e reprezintă în sine o mare parte din votanți, sau nu neapărat mare, dar substanțială, totuși, care practic nu produc venit și consumă din fondurile respective. Sunt, ați spus, undeva la 300.000 de oameni care au venit minim garantat. O parte din ei, probabil că, într-adevăr, nu se poate să fie motivat să treacă pe partea activă a societății, dar hai să poate că ar fi de folos să producă, nu să consume. Ia fi atent. Fi atent la următoarea chestiune. Colega mea, Anca Grădinaru, care s-a ocupat toată dimineața numai de pensii, de subiectul ăsta, a găsit următoarele date. Din cei 4,6 milioane de pensionari din România, din acest moment, doar 3,6 au stagiu complet de cotizare. Știi ce înseamnă asta? Că 1 milion n-au ieșit la pensie pentru că au împlinit anii, ci pentru că s-au găsit alte drumuri de ieșire la pensie. Asta e foarte interesant pentru România. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere, Adrian, spor la treabă, avem nevoie de medici în România. Stelian, o să închei dezbaterea asta, dar știi cât de rapid o să trebuiască să fii? Cel mai rapid. Cătălin, prima dată vreau să spun că mie îmi place mult comunitatea asta europeană. Ne spune câte găini trebuie să avem pe metru pătrat, cum trebuie să omorâm porcul, dar nu ne spune cum trebuie să trăim. Până la urmă, nu știu de ce vrei să induci ideea că pensionarii, am 50 de ani, nu sunt în situație. Nu știu de ce vrei să induci ideea că pensionarii oarecum ar fi asistat social. Ei, de-a lungul vieții, au plătit. Am spus eu asta? Eu cred că au spus niște ascultători. Asta am înțeles, că când în momentul în care spui că e normal să se mărească vârsta de pensionare la 70 de ani și nu te gândești, de exemplu, la unul care pune gresie în construcții, cum o să o pună la 70 de ani? Da, nu știu, poate el nu se muncească până la 70 de ani, poate vor fi chestiuni de genul ăsta. Eu acum, dar chirurgul cum o să muncească până la 70 de ani, Cătălin? Dar profesorul cum o să muncească? Dar tu, ce o să ne spui la 70 de ani? Despre ce o să faci emisiuni? Poate mă pun documentarist aici. Adică viața, de ce crezi că se va desfășura liniar? S-ar putea să fiu nevoit să muncesc. Și uite, mă e la socoteală așa, pentru că vreau să muncesc. Dar te-ai întrebat dacă vei avea și unde să muncești? Despre asta sunt convins. Stelian, îți mulțumesc. Ți-am zis că trebuie să fim scurți. Am și depășit un pic. Să rețineți numărul lui Stelian, vă rog frumos, că vreau să întoarcă la emisiune, să poată să mă certe în continuare. Munca, eu nu fug de muncă, dar, într-adevăr, statul trebuie să vină cu mai multe soluții la chestiunea asta. Scuze și lui Iorgu că am depășit, vine el imediat la știri. Eu închei România în direct aici, dar mă întorc la subiectul ăsta, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.